Bucovina va închide sezonul raliurilor 2021 în campionatul național, care se desfășoară sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Deschiderea competiției se va desfășura pe raza municipiului Suceava pe 30 octombrie. Aleșii județeni se vor întruni în ședință ordinară la sfârșitul lunii pentru a hotărâ un buget pentru această manifestare. Mai exact, Consiliul Județean Suceava va aloca o sumă de 70.000 lei pentru raliul Bucovinei 2021 Suceava Rally Show. Acest eveniment va închide sezonul 2021 în campionatul național de raliuri sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Pentru alocarea acestei sume, în ședința din data de 31 august, Consiliul Județean Suceava va supune aprobării un proiect privind asocierii între Județul Suceava și Asociația XS Motor Sport din Iași pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului Raliul Bucovinei 2021 Suceava. Deschiderea competiției se va desfășura pe raza municipiului Suceava pe 30 octombrie, iar proba super specială va avea loc în centrul municipiului Suceava, în centrul municipiului reședințe de județ. Celelalte probe speciale se vor desfășura în ziua de 31 octombrie 2021 în zona municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, traseul fiind cuprins între localitățile Sadova, Vatra Moldoviței și Sucevița pe drumul național 17A. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că evenimentul se adresează întregii regiuni Bucovina, iar cetățenii vor putea asista la un spectacol minunat, având ocazia de a vedea pe viu cum arată piloții de curse, mașinile de raliu cu mulți cai putere. La competiția de anul acesta se vor întâlni piloți de renume care vor concura pe trasee special amenajate, accesul publicului fiind gratuit.